Scuze, bunicule, ți-ai pierdut răbdarea? Haide, sunt disperat să văd cât de repede merge chestia asta. Să vedem cum o să te simți tu să fii dat la o parte, Brett. Hei, ce-a pățit asta? Brett a fost un băiat rău. Brett are nevoie de o lecție. Fetele din Silicon Valley. Sammy, Alex, curtea nu are ce să facă, vă găsește vinovate de violarea codului modei. Dar, Clove, doamna judecător, tocurile noastre sunt doar cu 2 cm mai mari decât permite codul. Nu puteți să faceți o excepție? Ei, având în vedere circumstanțele, cred că pot să trec peste sentința de suspendare. Obiectez! Des, onorată instanță! Asta e favoritism pe față! De acord. Ești prea indulgentă ca să fii un judecător al elevilor, Clover. Te înlocuiesc cu Mandy. Mulțumesc, doamna Brooks! Vă promit că o să reinstaurez ordinea în această curte de judecată. O să reinstaurez și integritatea. Curtea v-a găsit pe toate vinovate, iar sentința este să strângeți 3 săptămâni gunoiul din toată școala! Următorul caz! Integritate! Ha! Ce ipocrită! Da, așa e! Cine se crede asta? Curtea Supremă? Eww, este foarte neplăcut! Trebuie să existe o cale să strângem astea mai repede. Este! Ia priviți! N-ai bani în birou normal? Îmi pare rău, doamnelor, dar avem nevoie repede de voi. Acum 14 ore, mecanismul l-a prins pe studentul Brett Brinkley într-un montanier rus la Las Vegas. S-au întâmplat 2 atacuri similare. În Italia, un turist a fost atacat de o mașină de cărat bagaje la aeroport. Iar un ascensor din liceul Silicon Valley a speriat-o destul de tare pe directoare. Încă o dovadă că urcatul scărilor e mai sănătos. Prima voastră oprire e la Las Vegas. Meniul echipamentelor de astăzi include poșete momeli, bărci de salvare, parașute. Alex, nu da cu spray! E nitrogen lichid. Îngheață oțelul și îl face casabil ca și sticla. Super tare! Aveți grijă! Uscătorul de păr încălzește cu raze infraroșii. Casetofonul este un dezintegrator sonic, iar camera trage cu raze laser. Cred că nu o să avem nevoie de film, nu-i așa? Se pare că Brett se distrează de minune. Pregătiți-vă să-l prindem. Atenție! Bine! Dai drumul! E timpul să se mai dea și altcineva. Data viitoare, când o să venim aici, să-mi amintesc să stau pe lângă carusel. Mulțumesc. Nu înțeleg. Cum poate un computer să știe numele tău? De unde să știu eu, păpușico? Eu sunt în echipa de fotbal, nu știu nimic despre computere și despre... Fotbal? Da. Cred că ai luat 10 la toate testele. Nu e nevoie, păpușico. Îl prind pe cel mai apropiat ocilar și îl conving să mă ajute. Vorbind ca un ocilar, am început să înțeleg de ce te atacă computerele. Cum adică computerele? Vorbești de parcă ar fi mai mult decât unul. Dacă nu ai observat, hotelul ăsta găzduiește în fiecare an show-ul echipamentelor computerizate. Ce fac? De ce vin către mine? Brett, neobrăzatule ce ești! Pedeapsa ta nu s-a sfârșit! Bine, zâmbiți! Hopa, ia alt aparat foto! Brett a fost un băiat rău! Brett are nevoie de o lecție! Brett a fost un băiat rău! E timpul să te dezmembrezi! Ai nevoie de o pală de curent, n-ai de unde să iei! Brett a fost un băiat rău!
Și acum cine urmează? Relaxează-te, Alex, le-ai prins pe toate. Părea că roboții l-ar cunoaște pe Brett. Trebuie să-l ducem într-un loc sigur. O să-i pun pe agenții WOP să-l ia. Trebuie să zburăm spre Italia înainte să-i se întâmple ceva profesorului de gimnastică. A, nu te-ai săturat, domnule mașină. Victima numărul 2, antrenorul Joe Hessler. A fost lăsat aici în insula Capri de când a fost ușurat de bagaje. Știți ceva? N-am fost niciodată în Vegas. Nu-l cunosc pe puștul ăsta, Brett, și nu vreau să merg nicăieri. Veți fi în siguranță la urmă. Dar mașinile, avioanele, bărcile, toate sunt computerizate acum. Cum o să mai călătoresc? Hei! Asta e ceea ce numesc eu tehnologie învechită. Funicularul ăsta e acționat prin cablu. Nu există niciun computer la bord. Ești sigură că ne mai ține cablul acum? Cred că răspunsul e nu. Antrenorule, ai fost un băiat rău. E timpul să fii pedepsit. Frâna e stricată! Aaa, pățit-o! Putem încă să blocăm frâna, dacă ieșim afară și ajungem la roată. Cum am mai spus, am pățit-o! Gata! Gata, e timpul pentru planul B. Zău, avem și un plan B? Acum avem! Se numește săritura! Poate că este o întrebare stupidă pentru un antrenor. Dar aveți cumva dușmani? Da, pe fiecare copil pe care l-am învățat. Cineva care se pricepea la computere? Am avut anul trecut un tocilar care alerga anul trecut. S-a transferat la Silicon Valley. Liceul Silicon Valley? Nu cumva acolo este directoare cea de-a treia victimă? Asta este! Antrenorul a avut un puș la o școală, Brett la alta. Dar dacă amândoi l-au speriat pe același puș, care acum e la Silicon Valley? E timpul să facem o vizită la liceul din Silicon Valley. Putem să lăsăm pe antrenor la UP. De fiecare dată, Jerry al nostru găsește un vehicul și mai enervant pentru călătorie. Wow! Liceul Silicon Valley face ca școala noastră să pară din secolul trecut, adică secolul 20. Cum putem să ne amestecăm printre ei fără să părem suspecte? Prin neamestecare. Hai să facem un tur al culiselor sării de teatru. Wow! Ia priviți! Da! Scuze, directorul Vigan este bolnav. Oh, dragă, ne-ai putea ajuta? Am venit cu bursă de studii. Sunt Samantha din Anglia. Eu sunt Alexandra din Rusia. Suntem în școala care trebuie. Sunt Clover Patra din Egipt. Bună, eu sunt Adam Lewis. Hainele astea îmi par cunoscute. Nu ați mai venit niciodată pe aici, nu-i așa? Niet! Tocmai am sosit! Mii de scuze la tine, Efendi! Vrem cunoaștem alți elevi care sunt noi aici la voi. Putem vedem, cum se spune, baza de date noul veniți? Sigur, lăsați-mă să introduc parola. Dar să nu-i spuneți directorului, bine? CHAD? CHAD este computerul de acasă pentru analiză și apărare. Invenția mea. El poate să acceseze orice computer de oriunde. Am petrecut mult timp cu chat pentru că tata mereu ne mută. Știm amândoi cât de greu este să-ți faci prieteni când ești nou în școală, știi? Toți răutăcioși ea și snobii. Da, așa e. Scuze la tine, trebuie plecat repede. Acum,
Te-am avertizat să nu mai descarci pe computerul meu jocuri sau orice altceva. O să-ți interzic accesul. Permanent. E, cum? Dar doamna director Vigan, nu puteți face asta. Nu? O să vezi. Și acum dispari. Și voi? Ce aveți de zis? Doamnă Vigan, nu trebuia să vă întoarceți. Sunteți în mare pericol. Pericol? De ce? Oh, doamne, nu mă mai pot juca cu serverul chat de acum încolo. Adam, stai liniștit. Deja am încărcat noile instrucțiuni. Vera Vigan nu o să ne mai deranjeze niciodată. Ha? Ușile dumneavoastră sunt închise computerizat? Da, și ferestrele. De ce mă întrebați? Și detectoarele de incendiu? Hei, Chad, ce se întâmplă? Doar o mică glumă, Adam. O să ți-o arăt când ajungem acasă. Sammy, ne-am uitat camera laser în spate când ne-am schimbat. Oh, nu, și eu am uitat cutia bombă. Stați, mai am încă borseta. Vera, ai fost o fată foarte rea. Acum trebuie să te pedepsesc. Asta e vocea aia înfricoșătoare care îi place să dea pedepse. Ți-e frică de un copiator? Nu, mi-e frică de capsatorul lui. Cât crezi că mai poți să o ții așa? Nu mai durează mult. Într-un minut o să rămânem fără aer. Sammy, dă-mi borseta ta. Țineți-vă bine, urmează o cascadă! Sunteți bine? Mă duc în sala de relaxare. Trebuie să leșin puțin. S-au transferat 10 studenți aici și unul e Adam. Dar poate un puști sparge atâtea coduri așa de repede? Pare imposibil pentru un singur om. Stați puțin! Vocea pe care o tot auzim nu suna uman. Poate că hackerul nostru nu e om. Jerry, avem 10 suspecți. Dacă poți să-i verifici... Mai târziu, Sammy. Cineva din Silicon Valley folosește internetul ca să spargă o bază de rachete din Guam. O să trimit un avion să vă ia. Am venit să vă înlocuiesc! Generalul vrea să vă vadă imediat! Trebuie să oprim lansarea rachetelor! Înapoi! Oh, am mai văzut parola asta! Fetelor, îmi pare rău, dar de data asta nu o să mai interveniți! Și acum scuzați-mă! Trebuie să evapor niște școli! Nu mai avem timp! Hopa! Am stricat ceva? Foarte inteligent! Dar tot ce ați reușit să faceți e că ați mai câștigat câteva ore. Tocmai m-am infiltrat într-un alt hangar. Unde o fi răcitorul ăla de metale? Haideți să ne întoarcem în Silicon Valley. Singurul mod să oprim asta e să-l găsim pe hacker. Cercul nostru de suspect s-a redus la unul. Parola lui Adam este denumirea invenției lui, Chad. E, ce cauți? Oh, le caut pe așa zisele eleve cu bursă, prin niște baze de date. Vrei să spui Samantha, Alexandra și... Adică Sammy, Alex și Clover. Sunt de la liceul Beverly Hills. Mincinoasele! Chad, vreau să le strici notele așa încât să se întoarcă la grădiniță, te rog. Nici o problemă. Pune-ți casca mea virtuală și poți să vezi toate glumele pe care le-am tot făcut. Stai puțin. Te-am rugat să le faci glume tuturor, dar tu i-ai rănit în schimb. Antrenorul Hasler și directoarea Vigan și Brett. Da, pe cei care ne-au făcut să suferim. Au fost răi. Trebuiau pedepsiți.
Și acum o să arunci rachete asupra tuturor școlilor în care am fost? Tu ai vrut să fie distruși toți răutăcioșii și snobii. Dar eram supărat când am spus asta. Am vrut să le joc tuturor o festă, dar nu să-i fac să sufere. Nu, Adam, amândoi suntem implicați în asta. Trebuie să împărțim mintea, trupul și creativitatea ta. Chad, ai dreptate. Împreună cu puterea ta nimic pe pământ nu ne va opri. Ținta sunt școlile și pregătește numărătoarea inversă. Nu e nimeni pe aici. Mesajul spune că tatălui e plecat din oraș. Crezi că pregătește o capcană? Nu, Adam, ci chestia aia pe care ai inventat-o. Ai spus-o și tu. Hackerul este prea rapid ca să fie om. Navighează pe internet, controlează alte computere. Ăsta e răspunsul. Chad gândește singur. Un computer diabolic cu inteligență proprie. Asta este îngrozitor. Deci trebuie să-l deconectăm pe Chad de la sursă. Suntem gata? Adam l-a programat pe Chad pentru a se apăra singur, așa că gândiți în liniște. Ne-au prins! Atenție! Lansați borsetele momeală! Iar o luăm de la capăt. Avem intruși. Inițiez apărarea arctică. Nu e chiar o primire călduroasă. Pariez că e camera lui. În sfârșit, hangarele s-au deschis. Sunt fixate pe școlile țintă. Chad lansează rachetele spre școlile lui Adam. 10 secunde până la declanșare. 9. Adam, ești înăuntru? 8. Fetele astea au fost rele. Trebuie pedepsite. 7. Țintesc generatorul. Îmi pare rău, fetelor. Avem un generator. 6. Aspiratorul ăsta e groaznic. Adam, ajută-ne, te rog. Cum? Nu vă aud. 5. Ba da, poți. Folosește puterea voinței. Nu-l poți lăsa pe ce să câștige. Nu te atinge de cască. 4. Adam, vrei să mă trădezi? Foarte bine! O să îndrept rachetele spre casa asta și o să mă reîncarc într-un nou computer mai sofisticat la Pentagon! 2, 1, 0! Super! Prea puțin, prea târziu! Și acum la rep... Adam, mai scurt circuitat! Haideți, mai avem vreo 10 secunde! Adam, nu mă poți abandona! Îți ordon să te întorci! Ce am făcut? Am creat un monstru care aproape ne-a distrus pe toți! Nu știai ce făcea Chad! Îmi era teamă că nu te vei putea desprinde de el. Asta e înfricoșător? Să vezi cum o să fie judecătoarea Mândica. Wow! Asta e sfidarea curții de judecată. Mandy, ce-i prea mult e prea mult. Mie îmi spuneți, o să le dau o sentință de 6 săptămâni de strâns gunoiul. Ai eșuat cu impunerea și respectarea codului modei. Ești concediată din curtea de judecată. Oh, chiar așa? Dacă nu mai sunt judecătoare, cer o nouă slujbă. Mandy, ai sărit o cutie de lapte.
lapte acrit. Fugi!